La sfârșitul războiului, această viață de marginal își atinge limita, activând resursele acelui orgoliu uriaș care nu se poate naște decât pe fondul unei lungi perioade de anonimat, de umilință și de așteptare. Vreme de un an, stă câte 12 ore pe zi, asemeni unui funcționar conștiincios, la cafeneaua Flor, locul de întâlnire al intelectualității franceze. Sartre se afla adesea în preajmă. Totul seamănă cu o recunoaștere a terenului înainte de începerea bătăliei. În 1945, pariul cu sine este încheiat. Limba română este definitiv părăsită. Cioran le va arăta francezilor că poate scrie în franceză la fel de bine, dacă nu chiar mai bine decât ei. În timpul războiului, ultimul an, era foarte frig, era parizian, așa mai știu. Și mergeam să așa în Germain de Paix, la un cafe, toată ziua petreceam acolo și aproape în fiecare zi am stat cu coincidență alături de Sartre, în cafenea, și niciodată n-am avut tentație să-i adresez. Cu ce mare autor ați avut o întâlnire bună? Eu n-am cunoscut mare autor. Am cunoscut Michaux? Michaux, da. Michaux, am fost prieten. Beckett? Da, da, da. Și am fost prieten. Dar unde v-ați întâlnit cu Beckett? În ce plan, vreau să spun? Cum a avut loc întâlnirea destul de ciudată? Păi nu, l-am întâlnit la un tip care acum e dușmanul meu, asta nu are importanță. Adică v-ați întâlnit prin o admirație reciprocă sau cum? Sau printr-o relație umană accidentală? Nu, nu, cine zice chestii, anumite și-o de mine, mai știu ce, l-am cunoscut la un dinner, știu cum zic, și am devenit foarte prieten cu el și cu soția lui și el m-a ajutat, știi? Financiar. Și am fost foarte prieten, însă eu l-am abandonat ultimii ani, fiindcă era bolnav și în definitiv, cum se spune, nu voiam să văd imaginea diminuată a lui, știi? Beckett, e dificil să-l definești. Beckett, toată lumea sunt și la francezi special care vreau să brilieze, știți, formidabil. Și Beckett era un om tre simplu. Trebuia să fie tre direct și fără pretenții să lansezi paradoxul. Iar ceea ce eu iubeam enorm la Beckett, ăsta care era în Franța de 25 de ani, avea impresia că a venit ieri. Nu l-a marcat deloc, n-a fost contaminat deloc de francezi, nici în bun, nici în rău, în sens rău. Vezi? Avea impresia că a căzut din lună, vezi? Nu știu, vezi? El credea că e puțin franțuzit, mai știu, dacă nu vorbea franțuzește, spunea, domnule, ăsta, e nemaipomenit fenomenul ăsta de non-contaminare, înțelegi? A rămas el integral anglosaxon, tot detestând pe englez, înțelegi? Și mie îmi plăcea mult chestia asta. Înțelegi? De aceea el nu mergea la saloane, se simțea rău în societate. N-avea nimic de brillant, înțelegi? La conversațion, cum să se... între două persoane numai, să fie, înțelegi? Avea un farmec extraordinar. Eu îl iubeam foarte mult. Michaux este altceva. Michaux era un tip expansiv. Și colosal de direct. Eu am fost foarte prieten cu el, încât el voia să-mi lase opera lui, înțelegi, ca eu să fiu proprietar. Și când a murit, amanta lui îmi spune, nu suntem, noi suntem moștenitori. Ea opera de artă și eu opera de artă. Și a spus, nu eu. Și realmente nu voiam să mă ocup, deși financiar era o chestie trebuie importantă, dar nu voiam să am răspuns. Și a spus, nu eu. Și ea a aranjat chestia cu un testament, nu știu cum, am finanțat chestii. El era un tip foarte brillant,
deci plin de spirit și Michaux, cum să zic. Îi plăcea să execute pe toată lumea, înțelegi? Și... Dar vă plăcea, cred. Îmi plăcea, da. Eu am fost foarte prieten cu ea. Și... era, poate, scriitorul cel mai inteligent care l-am cunoscut aici, cel mai brillant, cel mai... însă, foarte curios, cu un om super inteligent, înțelegi, avea lături naive. Onoarea s-a apucat să scrie cărți, parcă științifice, asupra le doc, cum spune, la toate chestiile astea interzise, știi, și eu am spus, te-ai scriitor, e poet, trebuie să scrii opere științifice, înțelegi, asupra otrăvurilor ăsta, știi, au scris cărți întregi, nimeni nu le mai citește. Pentru mine a fost o mirare cum un om așa de deștept, îmi dă seama că face o prostie fără perechi. Cu Camus ați avut o întâlnire. Am întâlnit, s-a sipat bine pase. Odată. Presiile de compoziție în prima carte și eu îl citisem și aveam un anumit respect pentru el, dar nu special. Pentru mine era de mâna a doua, însă un tip cinstit, însă mediocru, în fondul. Și el a citit manuscrisul presiile de compoziție și Galima și mi-a spus următorul lucru. Maintenant, il faut que vous entriez dans la circulation des idées. Oh, foutusement, moi, je suis obligé. Lui, il me donne des leçons. Vous comprenez qu'il avait lu... De culture d'envoisateur. De culture d'envoisateur. J'ai cité quelques scripteurs. Il n'avait ni trace de culture philosophique. Et il me disait, maintenant, il faut faire un effort pour entrer dans la circulation des idées, comme ça, comme un élève. Voiam să mă răzbun, era foarte, foarte umilitor pentru mine, înțelegi? Când spune să intru în circulația ideilor, ca și cum aș fi un debutant provincial, cum să, la superior, și je vais me venger, înțelegi? Nu insolent, dar la superior, cum spune așa, înțelegi? Maintenant, acum trebuie să intrați la circulation des idées, înțelegi? Eu citisem toți câțiva mari filozofi, lecții, așa, el avea o cultură de învățător, știi, celebru, enorm, spune, celebritate, enorm, că se inimaginabă, înțelegi, 200.000 de exemplare, să nu se poate imagina. Maintenant, se te vezi întâi dans la circulation des idées. Și cum v-ați răzbunat? Nu m-a răzbunat imediat, însă am reușit să Margretu, că de zanea apreine, că nu mai pot să fiu considerat ca un discipl imaginat. Speriat de perspectiva de a vorbi în franceză cu unul dintre cei mai mari stiliști ai ei, l-am rugat pe Cioran ca în întrevederile noastre să folosim un idiom neutru, germana. Ne-am întâlnit deci și l-am cunoscut sub semnul acestei comedii lingvistice. În primele clipe nu mi-am dat seama cât de bine vorbea limba primelor lui lecturi filozofice, pentru că felul însuși de a vorbi era sacadat cu căutări și bâlbâieli ce păreau nesfârșite. În scurtă vreme, am distins în aceste modulații zvâcnite o grijă excesivă pentru alegerea cuvântului rar, pentru nuanța infinită pe care o oferă cunoscătorului verbul compus german. Jocul acesta mă fascina și o vreme am intrat cu bucurie în el. Ne plimbam în jardin du Luxembourg, era o zi plăcută de toamnă, crisparea primelor întâlniri dispăruse. Am simțit dintr-o dată nevoia să împărtășesc criza profesională în care mă aflam, oboseala pe care o încercam în fața ticurilor filozofiei înțelese ca meserie. Dar nimic din toate acestea
nu se putea spune în termenii comediei pe care o jucam. Pe neașteptate am început să vorbesc în română, rugându-l ca măcar o vreme să renunțăm la travestiul nostru verbal. S-a oprit, m-a privit o clipă descumpănit și apoi, izbucnind dintr-o dată în râs, a început să înjure. Înjura râzând, înjura cu un aer șugubăț, înjura verificând parcă un repertoriu, înjura aproape în extaz, înjura patetic. Țâșnind din miezul unei limbi autocenzurate cu înfrigurare, înjurătura lui Cioran devenise esențială. Scurtă părăsirea cămașii de forță și ficțiune a revenirii din exil. Am vorbit apoi preț de o oră în română, cu senzația comună, cred, că săvârșeam un ritual. La despărțire mi-a spus că în ziua aceea nu va mai putea scrie în franceză. Am înțeles atunci că îmi dăruise cealaltă identitate a lui.